Bună seara, în primul rând. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți. Scopul acestei discuții este acela de a prezenta unul dintre obiectivele importante asumate prin programul de guvernare, și anume instrumente de finanțare de către stat. Este vorba despre o emisiune de titluri de stat, prima din cadrul programului Tezaur, în anul 2018, dar este a treia emisiune de titluri de stat, pentru că trebuie să ne amintim că la Ministerul de Finanțe am lansat acest prim program de titluri de stat pentru populație în 2015, acesta fiind, cum am spus, cea de-a treia emisiune. Dacă putem să rulăm... În primul rând, care este scopul? Este vorba de finanțarea noastră ca și stat. Știți foarte bine, încă din anul 2017, chiar și în 2018, noi am prezentat în mod public care este volumul, care este strategia de împrumut pe 2018. Iar în zona de titluri de stat pe piața internă, suma este de 48, aproape 50 de miliarde de lei. Deci nu este o chestiune care se știa încă din anul trecut. Volumul sau plafonul indicativ pentru anul 2018 este de 4 miliarde de lei. Deci titluri de stat se vor emite. Nu este o sumă de la început anunțată, ci doar plafonul la modul general. Iar emisiunile de titluri de stat vor continua până când acest plafon se va atinge. Deci nu este o țintă, să spunem așa, la fiecare emisiune pe care Ministerul de Finanțe o va lansa. Dar plafonul este cel general de 4 miliarde de lei. O informație legată de nivelul, să spunem, de atragere din piață până în prezent, deci 1 ianuarie 2018 până în prezent, Ministerul Finanțe Publice a atras din piață suma de 18,6 miliarde de lei, aproximativ 38,8% din ceea ce ne-am planificat pe anul curent. De asemenea, un nivel pe care Ministerul Finanțe Publice l-a acordat la titlul de stat, 2,8 până la 5,5%, desigur, de la o maturitate la alta, între 6 luni și 13 ani. Deci cu atâta ofeream noi, atâta plăteam noi pentru acest tip de titluri de stat, iar o diferență foarte mare între ceea ce noi plăteam la nivel de dobânzi pentru titluri de stat, în cazul, să spunem, băncilor, și o diferență foarte mare între ceea ce băncile ofereau ca și dobânzi la depozitele în lei. Diferența este una foarte mare, chiar de peste două ori, să spunem, pentru că și atunci cred că este foarte corect și normal și de bun simț ca Ministerul Finanțelor Publice să acorde aceeași dobândă pentru toți cei care cumpără, acei investitori care cumpără titluri de stat, că sunt persoane fizice sau persoane juridice. Un alt element important este acela legat de datoria publică. La finalul lunii martie 2018, de 35,1%. Că tot se vorbea de faptul că România se împrumută din ce în ce mai mult. Nu, este 35,1% la finalul lunii martie 2018. Aici aveți prezentată legislația în baza căreia se fac aceste emisiuni de titluri de stat pentru populație. Ultimul act, să spunem, emis în 2018 este vorba de un ordin comun al Ministrului de Finanțe și Ministrului Comunicațiilor, care a creat baza extinderii rețelei de distribuție sau rețeaua prin cadrul căreia cei interesați pot să achiziționeze titluri de stat, și anume Poșta Română, ceea ce mărește, să spunem așa, nu neapărat șansele, ci posibilitatea ca cei interesați să poată achiziționa dintr-o rețea mult mai extinsă titlurile de stat pentru populație. Scopul programului, așa cum am spus puțin mai devreme, este deja prevăzut obiectivul este prevăzut în programul de guvernare pentru 2017-2020, și dorința noastră este de a oferi persoanelor fizice un instrument clasic de economisire. Vom lansa în continuare astfel de emisiuni de titluri de stat periodic, până când plafonul de care vă spuneam puțin mai devreme, cel de 4 miliarde de lei, se va atinge. Rețeaua despre care vă spuneam puțin mai înainte este una mult mai largă. Astăzi avem peste 220 de unități operative ale trezoriei statului și am inclus cele peste 5500 de oficii poștale, prin intermediul cărora populația poate să cumpere
titluri de stat și după aceea, desigur, și le poate și răscumpăra statul de la populație. Este o campanie de promovare și sperăm să fie cât mai intensă. Este și un filmuleț, dacă spunem așa, un clip care o să vă rog să, sau pe care vă rog să-l urmărim împreună la finalul acestei prezentări și pe care m-aș bucura foarte mult dacă l-ați și prelua în prezentările dumneavoastră de la fiecare post de televiziune. Pentru a informa cât mai bine persoanele fizice. De asemenea, câteva elemente despre titlurile de stat, despre care vă vorbeam. Valoarea unui titlu este de 1 leu, este o emisiune în formă dematerializată, 5 ani este maturitatea acestei emisiuni de titluri de stat, scadența în 2023, pe 9 iulie, dobânda de care v-am spus una foarte bună, 5% pe an și mult mai mare decât ceea ce, repet, băncile oferau la depozitele în lei. 6 iulie este data închiderii primei emisiuni de titluri de stat pentru populație, timp până la care, dacă persoanele interesate, să spunem, care au luat deja, au cumpărat deja titluri de stat, doresc să se, nu știu, se răzgândesc, își pot recupera sumele respective, dar, repet, până data de 6 iulie 2018. Valoarea pe care o poate, sau titlul de stat pe care le poate cumpăra o persoană fizică, 100.000 de la trezorie și 100.000 de lei de la Poșta Română. Deci, în total, 200.000 de lei se pot, poate fi valoarea titlului de stat achiziționat de către persoanele fizice. Se pot cumpăra aceste titluri de stat doar de cei care au vârsta de minim 18 ani de zile și ele, desigur, nu pot fi răscumpărate sau vândute înainte de scadență. Foarte important este faptul că pe lângă dobânda de 5% pe an, cei 10% impozit pe venit aplicat la dobânzile de la bănci, în cazul de față nu se aplică. Deci este încă un avantaj pe care îl oferim, să spunem așa, celor care investitorilor în titluri de stat pentru populație. Deci nu se aplică impozitul pe depozitele bancare. La depozitele bancare. Se pot realiza subscrierile atât în numerar cât și prin transfer bancar. Sunt costurile zero pentru cei care doresc să investească, atât la subscriere cât și la retragerea numerar, iar costul pe care noi îl suportăm ca și stat pentru tranzacțiile pe care Poșta Română le operează este de 0,1%, atât pentru plăți cât și pentru partea de, în fine, de în general activitate din partea Poștei Române. Cam asta în câteva cuvinte. Este un prim instrument foarte util pentru populație, sigur, cu foarte multe avantaje, dobândă de 5%, neimpozitată dobânda. Este o, zic eu, o investiție sigură. Nu este o investiție a populației decât în ceea ce înseamnă, să spunem, nevoie de finanțare a statului român pentru ceea ce guvernul a declarat ca și obiective de investiții și nimic altceva. Vă mulțumesc foarte mult. O seară bună vă doresc. Scuze, am spus că urmărim filmulețul. Dacă se poate să-l... Câteva elemente care... Dă valoare economiilor tale. Investește acum în titlurile de stat centenar la o super dobândă neimpozabilă. Titlurile de stat cu scadență la 5 ani emise de Ministerul Finanțelor Publice au o dobândă de peste 4% și pot fi cumpărate și de tine de la unitățile trezoreriei statului și de la oficiile poștale. Câștigi garantat cu titlurile de stat. Citește prospectul de emisiune înainte de a subscrie. Da, bun mesaj ăsta, câștigi garantat, cu toate că alții spuneau că ar fi un risc. Nu este niciun risc, se poate investi și chiar vă rog și vă invit să investiți în titlul de stat pentru populație. O zi seară bună, vă doresc!